Bun regăsit pe canalul meu de YouTube! Mă bucur nespus de mult să filmez acest clip astăzi, pentru că, prin această carte despre care voi vorbi în acest clip, am reușit să-mi demontez oarecum o idee preconcepută. Și asta nu poate decât să mă bucure, evident. Dacă ați urmărit clipul de miercuri, știți deja despre ce carte e vorba și despre ce autor. Dacă nu, vă voi spune acum. Este vorba despre un autor român care pur și simplu m-a dat pe spate. E vorba de Eugen Ovidiu Chirovici și de a sa Carte a Secretelor. Știu că această carte este a doua carte de acest gen scrisă de el. Prima carte, poate vă este un pic mai cunoscută, este vorba de Cartea Oglinzilor. Din ce știu despre acea carte, a fost lansată inițial în limba engleză și abia apoi tradusă în limba română. A avut un succes fulminant, a fost tradusă în aproape 40 de țări și așa autorul nostru român, Eugen Ovidiu s-a făcut recunoscut peste tot în lume. Eu am împrumutat această carte de la bibliotecă, nu am cumpărat-o, dar am văzut-o acolo și am spus că trebuie să văd despre ce e vorba. Am văzut doar păreri bune despre această carte. Din păcate, vă spuneam de cartea oglinzilor, am aflat abia ulterior că aceea este de fapt prima, parte, prima carte scrisă de el, dar am înțeles că este la fel de interesantă. Acesta este un thriller psihologic. Vă voi spune în câteva cuvinte ce se întâmplă în carte pentru că nu vreau să vă dezvolui foarte multe dar dacă sunteți pasionați de genul acesta de mystery thriller, mai ales psihologie este multă psihologie aici, atunci vă recomand din toată inima această carte a lui Kirovici. Ce ne spune această carte? Vorbește în principal despre un psihiatru care tocmai și-a lansat o carte referitoare la memoria pierdută, la amintiri, la cum să îți amintești niște lucruri pe care credeți. Că uitat. După această prezentare, la încheieria ei, este abordat de un bărbat la circa 60 de ani care îi spune că are o mare, mare problemă și el este singurul care ar putea să-l ajute. Bineînțeles că în primă fază, psihiatrul nostru nu arată disponibilitate, nu vrea să stea de vorbă cu el, dar îi lasă o carte de vizită și îi spune să-i transmită prin e-mail uh, problema sa. Iar de acolo totul capătă o turnură extraordinară. Despre ce problemă credeți că este vorba? Bărbatul de 60 de ani de care vă spuneam îi trimite imediat un e-mail și așa află uh, psihiatrul că este vorba despre o crimă care s-a petrecut în tinerețile acelui bărbat, dar uh, bărbatul respectiv nu știe sigur dacă el a fost făptașul, dacă a fost doar martor sau cum a ajuns el la locul. Crimei. Este un bărbat foarte bogat, așa că se bazează pe acest psihiatru că îi va oferi șansa de a se întoarce cumva în trecut și să afle, să se lămurească odată pentru totdeauna dacă el este vinovat sau nu, cu atât mai mult cu cât bărbatul are o boală incurabilă și este pe moarte. Psihiatrul acceptă provocarea, să spun așa, și așa aflăm și noi la rândul nostru câteva de desubturi din acea noapte, dintr-o cameră de hotel, dar și uh, de desubturi ale vieții tânărului uh, bărbat care acum are 60 de ani. Crima s-ar fi petrecut în perioada uh, studenției lui, dacă mi-amintesc bine, uh, atunci când a ajuns să aibă un prieten foarte bun, dar uh, un prieten modest. Dacă bărbatul nostru, uh, care se numește Joshua, cel de 60 de ani de care vă spuneam, uh, avea de atunci o stare materială bună, prietenul pe care ajunge să și-l facă nu este tocmai bogat, din contră, are probleme atât în familie cât și probleme financiare, ajunge să aibă și probleme la școală, mă rog. Cer este că, deși sunteți tentați să spuneți că acesta va fi subiectul central al cărții, ei bine, vom avea pe parcursul ei mai multe subiecte, adică în timp ce psihiatrul încearcă să descopere ce s-a întâmplat în acea noapte în camera de hotel și cine a făcut până la urmă crima respectivă, descoperim tot felul de alte mistere în carte, tot felul de personaje care apar. Nici nu știu cum să mă exprim încât să nu vă dezvolui prea mult din carte. Cert este că la final criminalul nu este cine te aștepți să fie, prietenul lui Joshua nu este cine te aștepți să fie și nici măcar cadavrul respectiv din camera de hotel nu este cine te aștepți să fie. Iar în finalul cărții care a fost pentru mine extraordinar, îți dai seama că de fapt tot acest mister se învârtea în jurul unor personaje la care nu te-ai fi așteptat să joace până la urmă rolul principal. Întreaga aventură a psihiatrului nostru ajunge să fie pentru el o lecție. Așa că această tentativă de a descoperi adevărul și încercările lui repetate, pentru că veți vedea prin câte aventuri va trece ca să afle adevărul din spatele memoriei pierdute a lui Joshua. Până la urmă, psihiatrul nostru ajunge să își dea sie și o lecție și să ia o măsură drastică, aș spune eu. Nu vă spun mai multe, pentru că vreau să citiți neapărat această carte, nu doar pentru că vă spun eu, ci pentru că este un autor român și... Chiar este un autor român care merită. Încă un aspect pe care vreau să vi-l dezvăluie pentru că vreau să vă fac cât de curioși se poate. Acest psihiatru are și o dramă proprie pentru că una dintre pacientele lui, cu care ajunsese să aibă o aventură, a decis la un moment dat să se sinucidă. Nu vă spun mai mult, așa că, după cum v-am exemplificat deja, avem mai multe mistere în această carte. Veți descoperi și de ce a ajuns fata aceea să se sinucidă și dacă a avut psihiatrul nostru vreun amestec acolo sau nu, pentru că, într-un fel sau altul, există o asemănare între el și Joshua, bărbatul bogat care ajunge să-i fie până la urmă pacient dar care vă dezvălui și acest aspect ca să vă fac și mai curioși, moare la scurt timp după ce se întâlnește cu psihiatrul și după câteva ședințe de hipnoză. Așa că pe mine m-a fascinat această carte și cu atât mai mult cu cât este scrisă de un autor român. Vă recomand din suflet această carte, eu voi împrumuta de la bibliotecă și cartea oglinzilor. Sper să o găsesc la ei. Din câte am văzut pe uh, pagina lor online, au și acea carte și vreau neapărat să o citesc. Am înțeles că și aceea este incredibilă. Poate vă este mai cunoscută în limba engleză. Se numește The Book of Mirrors. Vom vedea despre ce e vorba. Garantat vă voi vorbi și despre acea carte. Să vedem dacă se ridică la același nivel. Dar aceasta vă recomand din suflet dacă, repet, sunteți pasionați de misterii și de cărți psihologice și așa mai departe. Noi ne vom revedea miercuri. Vreau să-mi spuneți însă până atunci dacă voi ați citit ceva de Eugen Ovidiu Chirovici. Știu că mai are și alte cărți scrise în afară de cartea oglinzilor de care vă spun, însă pentru mine aceasta a fost prima carte scrisă de el pe care am citit-o. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți voi despre el, dacă ați citit ceva despre el și mai faceți-mi recomandări de astfel de cărți de thriller psihologic, thriller polițist, dacă vă pasionează acest gen, pentru că mie acest gen îmi place cel mai mult. Până atunci, repet, noi ne vom revedea miercuri. Nu știu încă exact dacă vom lectura dintr-o altă carte sau dacă vom face un alt fel de clip, un clip tot despre cărți, dar nu știu neapărat dacă va fi o lectură Rămâne de văzut, rămâneți pe canalul meu și ne vom lămuri împreună. Numai bine!